Bună ziua, dragii mei telespectatori Casa Iubirii! Ieri în emisiune am văzut o emisiune foarte plictisitoare, un circ de 2 lei, un teatru între cei trei, Rebecca, Roberta și Mustață. După părerea mea, chiar nu mai avem la ce să ne uităm. Au rămas circarii emisiunii să ne plictisească și să ne gonească din fața televizorului. Dar mult mai multe veți auzi în vlogul meu de astăzi. Ce am văzut ieri în emisiune? Roberta foarte deranjată și foarte supărată pe Robi. Iar Robi, nici una, nici alta, spune: bine, lasă că iau și supărarea asta tot asupra mea. Dar mult mai multe veți auzi în vlogul meu de astăzi. Vedem pe Ștefănuță și Bogdanel ceva de genul Pic și Poc, Lolec și Bolec. Dar mult mai multe veți auzi despre ei, ce părere am eu în vlogul meu de astăzi. Sunt sub orice critică. Și cele două la fel, și Roberta și Rebecca. Ce am mai văzut, dragii mei telespectatori? Robi, printre dinți, spune că în subconștientul lui o considera pe Virginia femeia perfectă. Dar mult mai multe voi spune în vlogul meu de astăzi. O vedem pe Giulita că spune cu o nonșalanță: mie îmi place când intru într-o cameră să deranjez. De aici, ce concluzie să tragem noi, telespectatorii? Că această individă, Giulita, este sămânță de scandal? Dar mult mai multe veți auzi astăzi în vlogul meu. În seara asta, 8:30-9, vom intra pe live-ul telespectatorilor pe canalul meu de TikTok. Vă pup cu drag, a voastră, Pandele Laura.